Cronicile pădurii, pădurea cântătoare, capitolul 3. Festivalul frunzelor. Zilele se scurgeau cu repeziciune și anotimpurile la fel. După primăvară veni vara cu zilele sale lungi și călduroase, după care veni toamna cu bogăția și frunzele ei frumos colorate. Bulbul ajunsese între timp unul dintre cei mai promițători tineri tenori din pădure. Domnul Ciocârlie era foarte mulțumit de el și chiar îl alesese printre cei care urmau să cânte la Festivalul Frunzelor. Era o mare onoare pentru Bulbul, având în vedere că Festivalul Frunzelor era un eveniment la care veneau să cânte cele mai bune tinere păsări din toate pădurile înconjurătoare, iar câștigătorul primea mult râvnitul premiu Frunza de Aur. De când era mic, Bulbul nu ratase niciun festival. Acesta se ținea în fiecare an în săptămâna în care frunzele începeau să își schimbe culoarea din verde în nuanțe arămii, roșiatice și chiar în unele cazuri aurii. Era o perioadă perfectă pentru cântat, o perioadă în care toată suflarea pădurii începea să se pregătească de iarnă. Iar festivalul era un prilej bun de întâlniri și discuții. După cum știți, nu toate păsările sunt făcute să îndure iarna, așa că multe dintre ele pleacă spre țări mai calde, urmând să se întoarcă atunci când vremea se încălzește. Și în acest an, Festivalul Frunzelor avea să se țină tot în Poienița Guga, acolo unde bufnița pregătise ca de obicei tot felul de bunătăți. Domnul Moco se ocupase de scena pe care o făcuse, sculptând cu grijă un ciot de brad bătrân care fusese de mult tăiat de niște pădurari nesăbuiți. Membrii orchestrei, pene mici, își făcuseră și ei apariția, așezându-se confortabil într-un separeu construit din frunze și cocen de porumb, tot de priceputul domn Moco. Rândunelele se ocupară de decoruri, întinzând liane și crenguțe din pom în pom, atârnând de crengi, flori și ghirlande frumos împletite, ghinde, conuri, frunze de ferigă și buchete de lavandă sălbatică frumos mirositoare. Tabloul arăta perfect, iar poienița era pregătită să își primească musafirii. Dintr-un fag înalt din apropiere, Bulbul privea cu entuziasm cum invitații de seamă, cântăreți celebri, dar și alții mai puțin cunoscuți, începeau să sosească și erau întâmpinați ceremonios de primarul Corvo și de pelicanul Puf. Pițigoiul Codat, Ciocârlia Lia, Crizantema Fringila, domnul Bot Gros, marele bariton, domnișoara Forfecuță, scatiul sau sticletele erau cu toții deja prezenți și pregătiți de festival. Nu putea, bineînțeles, să lipsească doamna Mirlă, care venise împreună cu câțiva membri din clasa ei de canto. Doamna Mirlă era o foarte bună, foarte cunoscută profesoară care cântase pe vremuri alături de domnul Ciocârlie. Însă, cu timpul, cei doi se înstrăinaseră și chiar ajunseseră să fie rivali, conducând două dintre cele mai bune școli de muzică din pădure. Era o onoare și un privilegiu să fii în oricare dintre clasele lor, iar Bulbul știa asta foarte bine. Dar prefera să-l aibă ca profesor pe domnul Ciocârlie. Cel mai important concurent al său în festival era o elevă emerită a doamnei Mirlă, Luscinia, tot o privighetoare tânără ca și el, care avea o culoare roșcată arămie, ca o toamnă târzie și cânta cu o ușurință ieșită din comun. Chiar în fața scenei, pe o bucată de trunchi bătrân, stăteau membrii juriului, doamna Pupăză, privighetoarea Dona, Bot Gros și Ciocârlia Lia. Imediat în spatele acestora se așezară strategic, ca să fie cât mai aproape de elevii lor, toți profesorii de la școlile de muzică din pădure. Iar în îmbulzeala ce se iscase pentru a ocupa cele mai bune locuri,
Întâmplător sau nu, domnul Ciocârlie nimeri chiar lângă doamna Mierlă. Ziua bună, spuse domnul Ciocârlie respectuos. Ziua bună, răspunse distinsa doamnă. Am auzit că aveți o studentă tare talentată anul acesta, continuă Ciocârlie, un pic nostalgic după vremurile de altădată. Da, așa este, răspunse doamna Mierlă scurt, de parcă ar fi vrut să nu lungească prea mult discuția. Păi atunci, mult succes, spuse Ciocârlie și își văzu de treaba lui. Și dumitale la fel, răspunse și doamna Mierlă, privindu-l cu coada ochiului. În curând, toată Păinița era plină de păsări care veniseră să vadă reprezentația tinerilor artiști. Apoi își făcu apariția pe scenă, binecunoscutul maestru de ceremonii, pelicanul Puf, fără să mai piardă vremea, acesta anunță participanții. Festivalul putea să înceapă. Primul pe scenă intră Sticletele, apoi Cinteza, apoi Fărfecuța, urmată de Scatiu. Cântară cu toții foarte frumos în uralele publicului entuziasmat. Pentru final rămăseră cei mai buni doi participanți, Bulbul și Luscinia. Prima urcă pe scenă Luscinia, se așeză în fața tuturor și cu o ușurință nemai întâlnită începu să cânte de parcă nu mai era nimeni în jurul său. Trilurile ei erau atât de melodioase încât întreaga pădure parcă se opri din forfotă pentru a o asculta. Bulbul o privea cu mare atenție, simțea invidie, dar și admirație față de Luscinia, însă parcă mai presus de orice, simțea un soi de frică. Era o frică din acelea care te paralizează, pur și simplu. Și-ar fi dorit să poată să plece, să dispară, să zboare pur și simplu. De acolo, simțea că nu ar fi putut niciodată să se ridice la nivelul ei, să cânte atât de frumos și cu atâta ușurință, dar nu putea pleca. La urma urmei, la asta visase de când era mic. Acesta era momentul său, momentul în care putea arăta dacă merita sau nu să ajungă tenorul pădurii. Și, în vreme ce toate gândurile acestea îi zvâcneau în minte, Luscinia se opri din cântat și un ropot puternic de fâlfâiri de aripi se porni. Mulțimea era cucerită. De multă vreme nu se mai auzise un astfel de glas în pădurea cântătoare. Bulbul era acum și mai intimidat. Știa că va trebui să meargă pe scenă și să cânte cel puțin la fel de bine cum cântase Luscinia. În momentul în care Puf îl prezenta, vreau să pornească spre scenă, dar picioarele parcă erau înfipte în pământ. Simțea că nici nu se putea mișca de emoție. Privi cu disperare în jur, dar nu era nimeni care putea să-l ajute. Când, deodată, din spatele unui tufiș, se auzi o voce cunoscută. Hai, Bulbul, hai! Urcă pe scenă! Te cheamă! Se întoarse și privi cu uimire spre tufiș. Și de acolo își făcură apariția prietenii săi cei mai buni, Dada și Robin. Când îi văzu, îi se păru că o greutate imensă îi se ridicase de pe umeri. Se apropie de ei și îi îmbrățișă cu drag. Ce faceți aici? Întrebă Bulbul mirat. Știa că Dada era de obicei la ora aceea pe lac cu Nalba pentru antrenamentul zilnic de balet. Iar pe Robin nu îl mai văzuse de ceva timp și știa că nu prea îi plăceau astfel de evenimente. Păi, cum puteam să lipsim? Răspunse Robin zâmbind. Am auzit că va cânta aici tenorul pădurii, așa că m-am străduit să mă trezesc de vreme, special pentru asta. Iar eu i-am cerut voie Nalbei să mă lase să plec astăzi, mai devreme, de la repetiții. Prietenii mei dragi, ce mult mă bucur că ați venit, le spuse Bulbul cu o voce stinsă. Dar mă tem că voi fi o dezamăgire pentru voi și pentru toată lumea. Dar cum poți să te gândești așa? Întrebă Dada, încruntându-se, nemulțumită de ce auzea. Îmi pare rău, dar se pare că nu sunt un cântăreț atât de bun pe cât visam. Sunt alții mult mai buni decât mine, spuse Bulbul, privind spre Luscinia, care se așezase liniștită lângă doamna Mierlă. Bulbul. Bulbul, ascultă-mă bine, îi spuse Robin, privindu-l atent în ochi și luându-și o atitudine foarte serioasă.
Eu nu sunt printre cele mai mici păsări din pădure și cu toate eu sunt printre cele mai mici păsări din pădure și cu toate astea nu mă poate opri nimeni să fac lucrurile pe care le iubesc. Ce aș mai putea face oare dacă m-aș compara mereu cu cei din jur? Tu iubești să cânți, așa că du-te pe scenă și cântă și nu te mai gândi la alții. Nu te mai compara cu nimeni. Fă pur și simplu ceea ce iubești și vom vedea ce va fi. Pentru noi, prietenii tăi, nu contează dacă o să câștigi sau nu un premiu. Contează să te vedem fericit făcând ceea ce îți place. Pentru câteva secunde se făcu liniște. Bulbul și Dada îl priveau pe Robin de parcă îl vedeau pentru prima dată. Nu le venea să creadă ce sfaturi înțelepte îi dăduse lui Bulbul. Și, privindu-l mai cu atenție, înțeleseră amândoi că Robin crescuse. Nu mai era de mult puiul care visa doar să se joace. În tot timpul în care ei se antrenaseră și se pregătiseră intens pentru balet și cântat, Robin se schimbase. Bulbul simți cum cuvintele prietenului său îi dau putere. Până la urmă, avea dreptate. Nu avea niciun rost să se compare cu Luscinia. El era Bulbul și putea să cânte numai ca Bulbul, nu ca altcineva. Nu ca Dona sau Bot Gros, Luscinia sau alte vedete ale pădurii. Mulțumesc, prietene, spuse Bulbul, pășind ușor spre scenă. Și nu uita, se auzi din spate și vocea Dadei. Respiră, ai încredere în tine, poți! Bulbul se mai întoarse odată spre ei și le zâmbi larg. Apoi se duse cu hotărâre pe scenă și cântă cum nu mai cântase niciodată. Chiar și profesorul lui, domnul Ciocârlie, fu mirat de maestria arătată de tânăra privighetoare. Când termină de cântat, întreaga poieniță se umplu de urale și chiote de bucurie. Bucuria era cu atât mai mare cu cât Bulbul era unul de-al lor, născut și crescut acolo, în zavoiul de lângă lac. Iar Bulbul era în al nouălea cer. Nici nu mai conta acum dacă avea să câștige sau nu premiul festivalului. Important era că a reușit să cânte cum nu se poate mai bine. După câteva minute de deliberări, domnul Puf urcă pe scenă ca să anunțe câștigătorii. Frunza de aramă și locul al treilea în festivalul revin sticletului, spuse acesta pe un ton grav. Frunza roșcată și locul al doilea în festival revin forfecuței, continuă Puf, privind cu interes pe deasupra ochelarilor săi cu lentile mici. Bulbul primi cu deznădejde acest anunț. Spera să ia locul al doilea, dar se părea că nici măcar acolo nu ajunsese. Iar frunza de aur și locul întâi în concurs îi revin Lusciniei. Se făcu liniște pentru câteva secunde. Nimănui nu-i venea să creadă că Bulbul nu câștigase niciun premiu. Chiar și Luscinia simțea că ceva nu era în regulă. Plecă spre scenă să-și primească premiul, privind spre Bulbul, care își ținea capul în jos. Apoi, deodată, Puf păru să se agite un pic și continuă pe un ton grăbit. Lusciniei și lui Bulbul. Pentru prima dată în istorie, avem egalitate pe primul loc și doi câștigători ai trofeului. Întregul public izbucni în urale și o mare larmă se iscă în poieniță. Cu toții erau fericiți și simțeau că se făcuse dreptate. Cele două privighetori veniră pe scenă și își primiră trofeele. Era un moment pe care Bulbul nu îl va uita niciodată și nici prietenii săi. După ce festivalul se termină și toate păsările plecară pe la cuiburile lor, cei trei prieteni se duseră la nucul bătrân, unde obișnuiau să se joace pe când erau doar niște pui. Intrară înăuntru și începură să imite vocile altor păsări, așa cum făceau pe vremuri. Se distrară de minune. Robin, chiar nu știam că ai devenit atât de înțelept, spuse deodată Dada, după o porție bună de râs. Așa e,
Aprobă Bulbul. Ce mi-ai spus înainte de concurs m-a ajutat foarte mult. Mă bucur. Am descoperit că le pot fi de folos celor din jur, așa că mi-am spus. De ce să nu ajut, dacă pot? Răspunse Robin, gânditor. Am să vă dau o veste, spuse deodată Dada cu o privire tristă. Ce s-a întâmplat? O întrebă Robin, îngrijorat. Vine iarna și Inalba m-a invitat să zbor cu ea spre țările calde. Mi-a spus că are prieteni buni care ne așteaptă și că voi avea ocazia să învăț și mai multe despre balet. Păi, asta este minunat, spuse Bulbul zâmbind. O să ai șansa să călătorești în locuri despre care noi am auzit numai în povești și o să poți să înveți și mai multe despre ce iubești cel mai mult, baletul, continuă el. Așa este, răspunse Dada, dar îmi este foarte greu să părăsesc zăvoiul și pădurea. Iubesc locul acesta, este tot ce cunosc și pe voi, prieteni dragi, îmi este foarte greu să vă las în urmă. Dar te voi întoarce, nu-i așa? O întrebă Robin temător. Tocmai asta este, că nu știu, răspunse Dada gânditoare. Nalba mi-a spus că avem multe lucruri de văzut și de făcut și că nu știe când ne vom întoarce. În același timp, știu că dacă nu mă duc, am o să regret toată viața, continuă Dada privind în gol. Atunci, nici să nu te gândești să nu pleci, interveni cu încredere Robin. Urmează-ți visul, zboară acolo unde ți este inima, fii fericită și vom fi și noi pentru tine, oriunde ai fi. Și poate, cine știe, peste ani și ani ne vom revedea aici cu toții la un spectacol special pe Lacul Adormit. Cu tine în rol de prim balerină și cu Bulbul prim tenor al pădurii cântătoare. Și tu? Întrebă Dada zâmbind, în timp ce își lăsa mintea să plutească spre scene precum cea povestită de Robin. Eu voi fi același Robin, mereu acolo unde cineva are nevoie de mine. Așa să fie, zise Bulbul, întinzându-și aripa dreaptă în față. Așa să fie, spuseră și ceilalți doi, pânându-și fiecare aripa dreaptă peste cea a lui Bulbul. Sfârșit.